Salutări! Bine ați revenit sau bine ați venit în caz că sunteți noi pe canalul meu. Numele meu este George și de obicei sunt băiatul care te învață să printezi tricouri, căni, ceramică și așa mai departe. Astăzi îți voi arăta cum să printezi un astfel de tricou, după cum se vede în half tones și fosforescent. Și acest text tip graffiti, după cum se vede aici, foarte simplu de făcut cu tehnica Ghost White Tunnel și haideți să trecem la treabă. Dar nu uita, în caz că nu ești abonat, apasă butonul acela de subscribe, lasă-mi un like, un comentariu și cei care sunteți abonați, lăsați-mi vă rog frumos un like și un comentariu pentru că asta mă ajută mai departe să trecem la computer. Acest videoclip este sponsorizat de Ghost White Tunnel, care mi-a trimis acest pachet care include imprimanta încărcată cu tunere, hârtiile de transfer laser care nu necesită îndepărtarea surplusului, hârtiile neon pentru textil, hârtiile gold și metalic pentru suprafețe dure precum lemn, metal, ceramică, sticlă și chiar carton și nu în ultimul rând, renumitul toner alb care înlocuiește tehnica DTF. De precizat este de asemenea că la registrarea cu mail-ul primești 5% discount și pentru cei care mi-au vizionat videoclipul, încă 5% discount la fiecare comandă folosind cuponul Mr. George X4U. Genial! La computer aveți grijă să aveți Adobe Photoshop descărcat și complet licențiat. Dați la File, New, A4, Background-ul, adică fundalul să fie negru. Selectați negru, dați OK, Create. Și aici vă introduceți imaginea de care veți avea nevoie. În cazul meu am ales acest leu. Perfect, îl ajustăm aici frumos, dați OK, ca să textul acesta să-l decupăm, dăm la crop și ne decupăm de modelul de care ne trebuie. Bun, după aceea dăm la Magic Wand Tool, dăm pe fundalul negru odată un click și ne selectează fundalul plus leul. Nouă ne trebuie, în cazul nostru ne trebuie decât leul. Așa că dăm o dată la select și dăm invers. Bun, după cum vedeți avem de leu. Dăm click dreapta. Layer via copy. După cum vedeți avem de leul. Acum haideți să îndepărtăm acest exces care este pe margine pentru că nu va da bine la print categoric. Dăm acolo la eraser tool și încercăm să luăm din fundalul acela care se vede așa urât. Acordați-vă timp pentru asta, pentru că este foarte important. Bineînțeles, puteți să lăsați și cu marginea aceea așa ruptă practic, dar mie unul îmi place să fie smooth. După cum vedeți, arată mult mai bine așa. Bun. Cam așa. Părerea mea că arată super bine așa. Bun, după aceea dăm sus, pardon, la Mode, Grayscale, Merge, Discard, Adjustments, Brightness și Contrast. Și aici ne jucăm cu Brightness-ul. Îl deschidem puțin mai mult și dăm și puțin Contrast. Perfect, la lines, dați puțin la dreapta, după cum se vede, aici trebuie dumneavoastră să căutați să arate cât mai bine, să vă căutați setările dumneavoastră. După părerea mea că așa arată în cazul meu ok. Bun, dăm sus la imagine, mode, trebuie să avem selectat acest layer. Merge, îi dăm Merge, Visible, din nou la imagine, Mode, Bitmap, OK, și aici la Bitmap, asigurați-vă că aveți Half Tone Screen, OK, lăsați aceleași valori aici și îi dăm Line. Puteți să selectați și Round Diamond Eclipse, dar din Line arată cel mai bine. Îi dăm OK.
Și după cum vedeți, ne-a selectat tot în linii. Bun, după ce avem tot un linii selectat, dăm la imagine și dăm invert. Și după cum vedeți, avem alb, cum vine printat practic cu alb. Bun, îi dăm file, save as, PDF, acolo Adobe PDF, și dăm save. Save PDF, yes. Bun, mergem acum la PDF unde avem salvat și după cum vedeți, așa va veni imprimat cu negru. Bun, pentru a efectua un astfel de tricou, materialele de care vom avea nevoie sunt de la Ghost Flex Soft No Cut. Am ales acest verde neon care arată super. Și tot de la Ghost B Paper, acea hârtie cu adeziv pe o parte și pe cealaltă parte să fie texturată. Bun. Primul lucru care trebuie făcut, ne luăm această folie verde și o introducem în imprimantă. Se imprimă pe partea mată. Nu uitați. Și îi dăm printare graficii care am lucrat-o împreună. După cum vedeți, așa arată leul. Nu va trebui acum decât să pregătim presa 160 de grade pentru 2 minute. Și pentru textul de sub, care este alb și tip graffiti, vom imprima pe hârtia aceasta folia A de la Ghost. Cum v-am arătat în videoclipurile trecute, vom imprima pe această folie textul acela cu graffiti. Așa că introducem hârtia în printer. Între timp am schimbat tonerul negru cu tonerul alb și vom da imprimare. Dacă nu sunteți la zi cu toate videoclipurile, v-aș ruga să vedeți celelalte videoclipuri despre Ghost ca să puteți să înțelegeți această tehnică, să nu o mai explic încă o dată pentru că durează prea mult videoclipul. Bun. După cum vedeți, textul este tip graffiti, adică cu foarte multe șprițuele, așa, sper să iasă. Și acesta nu este făcut ca leul, este foarte normal. Așa că haideți să lipim foaia adezivă de amândouă, pentru că și aceasta vine tot cu foaia adezivă, v-am explicat în videoclipurile anterioare. Haideți să trecem la presă. Între timp presa a fost încălzită 160 de grade, închisă și s-au încălzit la 160 de grade și partea de sus și partea de jos. După cum vedeți, eu am niște hârtii, am 8 hârtii împreună care le pun întotdeauna jos. Luăm înainte această grafică, care este acel neon, o punem jos. Luăm folia B și cu celelalte hârtii, pentru că mai am aici încă 5 hârtii, punem folia B peste hârtiile, 160 de grade, pentru 2 minute, la o presiune medie. Bun, după ce timpul a trecut, deschidem ușor, ne asigurăm
că avem un prosop la îndemână. Îndepărtăm aceste foi. Dăm o dată peste tot cu acest prosop și îndepărtăm folia B de folia A. Foarte ușor. După cum vedeți, și-a luat adezivul. În unele părți unde sunt foarte subțiri, nu înțeleg de ce nu le-a luat, dar o să iasă perfect. Bun. Luăm textul, de asemenea, cu tonerul alb. Punem folia B peste. Și dăm și acestuia o presare de 2 minute la 160 de grade. Bun, după ce timpul a trecut, îndepărtăm, la fel ca și cel neon, dăm o dată peste. La această tehnică, ce este interesant, este că scutiți uiduitul acela care îl faceți cu vinil, adică e super pe lângă vinil și vezi modele super, super tari, după cum se vede aici. Cum îndepărtăm frumos, nu întrerupeți, la sfârșit foarte puțin. Uitați, deci a luat și cea mai mică particulă, după cum se vede. Deci puteți să creați grafici tip graffiti. După cum vedeți aici, așa va ieși textul. Bun. Haideți înainte să punem tricoul. Îi dăm o preîncălzire, ca de obicei. Perfect. Am îndepărtat umezeala. Punem înainte leul. Folie peste, niște hârtie de gătit și îl presăm pentru 30 de secunde. Bun. După aceea, cum v-am obișnuit, trebuie zvântat, pentru că se îndepărtează la rece. Îl punem pe masă. Bun. Și așteptăm să se răcească. Perfect. Apucăm de un colț și prin rulare îndepărtăm foarte ușor. Rulăm. Perfect. După cum vedeți, a decupat totul și ne-a rămas leul. Bun. După cum vedeți, a ieșit lucios, dar îi mai dăm încă o presare atunci când lipim și textul. Așa că haideți să lipim textul. Punem din nou, ne punem textul. Aveți mare grijă, de asemenea, la această folie care este transparentă, să îndepărtăm marginile, pentru că pe margine mai rămâne adeziv. După aceea ne va ieși cam nașpa, dacă nu avem grijă. Ne așezăm acolo textul frumos. Așa.
Ne uităm să fie drept. Perfect. Pentru încă 30 de secunde. Perfect. Și cum v-am obișnuit, trecem la masă cu el și așteptăm să se răcească. Perfect. Luăm de un colț. Și îndepărtăm prin rulare. Unele părți nu au fost luate, foarte micuțe, dar ce este textul? Îi mai dăm încă o presare și textului, să nu mai fie lucios. Îi mai dăm încă o presare. Această presare este foarte importantă pentru că mărește durata la spălări a tricoului. Nu uitați, trebuie neapărat încă o presare, întotdeauna. Nu lăsăm lucios, altfel nu va ieși cum trebuie. Și de obicei aceste printuri cu tunerul alb de la Ghost sunt senzaționale. Priviți. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați, toate linkurile sunt în descriere pentru această tehnică, așa că pe data viitoare vom încerca ceva și mai și. Vă mulțumesc!